Apropo de, de situații mai puțin neplăcute despre care vorbeați recent, așa se întâmplă că hoții se întorc și uneori le reușesc și mici victorii, cu care flutură după asta, mici și importante victorii. Așa cum s-a întâmplat acum câteva săptămâni când Curtea Constituțională a declarat neconstituțional un articol din lege pe care PAS l-a adoptat ca să-i ferească pe câteva sute de oameni de la șor, din apropierea lui șor, din partidul șor, să nu mai candideze la locale. Curtea Constituțională a spus că e prea arbitrar, e prea nedemocratic această măsură Șor a fluturat cu o mică și importantă victorie. După asta PAS a venit din de dimineață cu alte soluții la fel legale. Și eu mă întreb dacă este loc în, în, planurile guvernării de soluții mai ingenioase, mai originale, nu doar pe latura legală. Pentru că dacă urmărești ping-pongul dintre șor, Curtea Constituțională și PAS, ceva miroase, fie ai incompetență, fie a nepregătire, fie a speranță că doar legal poți să lupți cu unul care are bani foarte mulți, pentru echipe de juriști, pentru a contorna legea din 2015 și încoașe, așa cum și-a dorit el, și pentru a rămâne în continuare nepedepsit, așa cum a spus Curtea Supremă în, în sentința finală. Uh, există instrumente de luptă și mai ales aici e o întrebare mai complexă pentru că s-au adunat mai mult în ultimele săptămâni. Săptămâna asta aflăm de la SIS că s-au blocat o serie de site-uri. S-a solicitat sistarea licenței de emisie la câteva posturi TV. Dar numai noi, în ultimele patru săptămâni, întâmplător, fără prea mare efort, la internetul grește, am găsit, cred că în fiecare emisie, câte vreo trei pagini, care aveau 4-5 like-uri, pagini create peste noapte, cu sute și mii de euro buget în publicitate în favoarea partidului Șansă. Și asta era, publicitățile erau pornite până ca Aleoșa Lungu să se laude că iau cont electoral. Eu nu înțeleg de ce noi reușim să facem asta, dar PSIS-ul sau procuratura poate nu observă. Și de ce se luptă cu metode standard împotriva la resursele media standard, dar nu se apelează și la asemenea metode, sau nu, nu, se contracarează și asemenea metode, acolo unde deocamdată SIS sau CSI încă nu a ajuns. Vreau să întreb: Ce aveți dumneavoastră în plan, la nivel de ingeniozitate, originalitate și luptă cu acest flagel și acest octopus mare, ușor, care se răsfrânge și acolo unde nu ajung organele electorale, birouri electorale, SIS, procuraturi? Eu vreau să vă amintesc că noi suntem angajați într-un proces de creștere a standardelor democratice în Republica Moldova și noi am făcut angajamente, toate acțiunile și toate modificările de lege le consultăm cu Comisia de la Veneția și cu Comisia Europeană, parteneri care nu întotdeauna și imaginează că poți să ai asemenea scheme de corupție, că poți să ai asemenea interferențe în alegeri. Sigur nu există democrații ideale nicăieri, dar totuși uneori este foarte greu pentru țările cu democrație consolidată să înțeleagă acest context. Și noi, oricum, trebuie să, sta, să respectăm aceste standarde în pofida uh, complexității lucrurilor și măsurile pe care le întreprindem noi, uh, ele vin să rezolve uh, problema, dar, în același timp, uh, țin de niște limite pe care trebuie să le respectăm. Și mai avem și problema. Uh, calității instituțiilor, da, unele dintre ele au început să lucreze mai bine, dar nu sunt încă niciuna dintre ele pe deplin funcționale și nu au capacitățile necesare încă pentru ca să poată să combată aceste fenomene de corupție. Dar suntem în căutare, deci atunci când o anumită acțiune nu sau o anumită soluție nu funcționează, atunci mergem și încercăm altă soluție, dar toate soluțiile noastre oricum Țin cont de uh, regulile democrației și de standardele democrației. Pentru că, în același timp, deci, pe de-o parte, noi trebuie să asigurăm alegeri libere și corecte, și asta înseamnă, în primul rând, în acest scrutin să nu permitem finanțarea ilegală, pentru că niciodată, nici într-un scrutin, nu am văzut atâtea uh, surse financiare ilegale și atâtea metode prin care se încearcă să se intervină. În același timp, vă amintesc că, în decembrie, la Bruxelles se va discuta despre posibilitatea deschiderii negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, respectiv, vor fi analizate riguros, cu strictețe, acțiunile instituțiilor noastre, inclusiv în acest scrutin. Și, iată, în acest context, noi trebuie să, să reușim. Da, haideți să, reuși... să îngustez uh, puțin întrebarea mea de mai devreme, ca să mă refer la un aspect foarte, foarte îngust. Anul trecut, când Shor a fost pus sub sancțiuni, da, în 2022, octombrie, la scurt timp o companie americană, Alphabet, care deține YouTube-ul, i-a închis contul de YouTube al Shor. Eu nu știu cum asta s-a întâmplat, poate mai sunt oameni care cumva lucrează acolo, sau au ajutat, O facilitat asta, dar... De atunci până acum a scris cineva de la guvernare către Meta, o scrisoare către da. Facebook? Ca să roage am, să accepte finanțări? Am scris de multe ori și am comunicat cu ei regular la acest subiect. A fost perioade în care s-a intervenit și s-a limitat această publicitate finanțată de către gruparea șor, dar au, deci nu a fost pe deplin eliminată. Dar noi suntem în contact permanent cu ei și facem aceste solicitări în permanență.